Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Tulcea pentru a discuta cu unul dintre candidații importanți din această cursă electorală. Este vorba despre doamna actual viceprimar și eu vă urez să fiți și viitor primar, dacă asta este ceea ce vă doriți. Bun găsit, doamna Andaluzia Luca. Bună ziua, bine ați venit. Mulțumesc frumos pentru urări. V-am simțit așa încă de la început că aveți un ton mai liniștit, un accent puțin diferit. De unde sunteți? Din zona Ardealului. Mai precis, părinții mei sunt din zona Sighetului Marmației. Ulterior, prin efectul serviciilor pe care le-au avut ei, am tot coborât, ca să spun așa, până am ajuns la Tulcea. Am copilărit și în Cluj. Am urmat studiile universitare la Petroșani, în Valea Jiului, la Facultatea de Mine Petroșani, unde acolo l-am cunoscut pe soțul meu, tulcean fiind, și l-am însoțit acum 24 de ani în Tulcea. Ați vorbit de Cluj și Clujul, când vorbești de Cluj, toată lumea se gândește la un oraș care merge așa cum ne dorim să meargă. Și probabil că asta îți doresc și tulcenii. Până la urmă au nevoie de un primar care să nu fie un funar al Clujului. Toată lumea așa aduce aminte de Gheorghe Funar și cât de ciudat a fost comportamentul lui, cât de multe discuții erau acolo, probleme, eu știu, și etnice și de altă natură. Și iată că acum la Cluj există un boc care nu numai că a schimbat fața orașului, dar l-a făcut atât de dorit, mai dorit poate decât Bucureștiul, decât Constanța, cu siguranță mai dorit decât Tulcea. Ce lipsește orașului, municipiului Tulcea, să devină un Cluj? Interesantă comparație. Poate că lipsește un boc. Sau da. Cineva care să gândească, să acționeze da. Ca el. Orașului nostru îi lipsește un primar implicat, un primar care își dorește într-adevăr ceva pentru comunitate și un primar deschis la nou, la proiecte, la investiții noi, un primar care să fie modern. Sunteți dumneavoastră cel om? Categoric, da. Bun, atunci când vorbim de toate aceste lucruri, prima întrebare care se naște în mintea unui tulcean este: ați fost acolo, ați fost timp de 4 ani viceprimar și sunteți viceprimar da. Al municipiului Tulcea. Și atunci aș vrea să vă întreb, de ce nu s-au întâmplat aceste lucruri în ultimii 4 ani? S-au întâmplat lucruri în ultimii 4 ani de când sunt eu viceprimar. Dar, așa cum știm cu toții, întotdeauna numărul 2 categoric nu este cel care decide în foarte multe situații. Vreți să spuneți că domnul primar nu, eu știu, poate nu v-a lăsat să vă desfășurați atât de bine cum ați fi vrut pentru a aduce investiții și idei noi pentru da, Tulcea? Da, pot să spun și lucrul acesta. Au fost situații în care nu am fost lăsată, au fost situații în care nu am putut să iau decizii pentru că nu era în rolul meu să iau anumite decizii și aș fi vrut ca domnul primar să fie într-adevăr un partener al tulcenilor și să se comporte ca un adevărat primar cu cei doi viceprimari. Pentru ce v-ați ocupat mai exact în ultimii 4 ani? Ca să știu oamenii da, despre ce vorbim. Deci, conform legii... Trebuie să înțeleagă oamenii că primarul delegă viceprimarilor categoric. Ce au de făcut. Și așa atunci, este. Ce v-a fost delegat să vă ocupați? În normal, prin lege, primarul delegă anumite atribuții viceprimarilor pe care îi are în subordine. Vă spuneam că noi avem 2 viceprimari și nu doar un singur niciodată, viceprimar. Atunci când ai 2 viceprimari și unul e vizibil, cum sunteți noastră, și un al doilea, dacă întrebăm pe tulceni, foarte puțin știu cine a fost sau cine este al doilea viceprimar. Eu cred că au aflat și de cel de-al doilea viceprimar, dar domnia s-a avut alte atribuții, probabil mai puțin vizibile în contactul cu cetățeanul. Prin dispoziția pe care domnul primar a emis-o în urmă cu 4 ani de zile, în urma votului pe care noi l-am obținut în Consiliul Local, atât eu cât și domnul viceprimar Petre Marinescu am avut anumite atribuții. Ca și puncte importante sau direcții și domenii importante, pot să menționez, de exemplu, Direcția de Urbanism a municipiului Tulcea sau Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu a municipiului Tulcea. De asemenea, Consiliul Local are în subordine 5 societăți comerciale.
iar din cele 5, 3 mi-au fost atribuite mie în coordonare, și anume Societatea Comercială Servicii Publice, este societatea care se ocupă de modul de gestiune a deșeurilor, de exemplu, de dezăpezirea pe perioada de iarnă, de toaletatul copacilor, de gestiunea câinilor comunitari. O altă societate comercială este cea Societatea Comercială Agropiețe S.A. și Societatea Comercială Energoterm, societatea care distribuie energia termică la locuințele din cadrul asociațiilor de proprietari. Din decembrie 2017, această dispoziție a mai suportat anumite modificări, în sensul că la un moment dat mi-a fost retrasă una din atribuții, și anume gospodăria municipală, iar ulterior s-a mai adăugat direcția de fonduri europene din cadrul primăriei. Aici voiam să ajungem, pentru că fondurile europene sunt cele care pot să dea viață unui oraș. Categoric, da. Activitatea noastră din ultimii, eu știu, 2 ani și jumătate sau câți au fost, 3 ani, poate să dea o idee tulcerilor de ce se poate face de acum înainte. Și aș vrea să vă întreb, din punctul acesta de vedere al fondurilor europene, ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și jumătate? Nu este neapărat un merit al meu, dar în ultimii ani cumva lucrurile s-au accelerat în ceea ce privește această direcție de fonduri europene. De fapt, nici nu exista această direcție în momentul în care eu am preluat activitatea, era doar un serviciu în cadrul primăriei. Ulterior am propus în cadrul Consiliului Local înființarea acestei direcții, evident pentru a mări numărul de lucrători din cadrul direcției și pentru a spori și a intensifica aceste programe operaționale, în primul rând regionale, la care noi puteam să prin care noi puteam să accesăm fonduri europene. S-a simțit oarecare îmbunătățire. La momentul actual avem un număr de 36 de proiecte pe fonduri europene care se află în diferite stadii de implementare, urmează, sunt în așteptare. Care ar fi, nu știu, niște proiecte de suflet la care ați lucrat în această perioadă și care considerați că ar fi în beneficiul tulcerilor? De exemplu, primul proiect și cel mai important din punctul meu de vedere este cel privind achiziționarea autobuzelor electrice, mobilitatea urbană, dar este foarte important și din prisma faptului că prin acest proiect noi vom reuși să asfaltăm și câteva străzi foarte importante din municipiul Tulcea, și mă refer aici la strada Mahmudiei, pentru că cetățenii orașului știu că această stradă, și de fapt și turiștii care ne străbat orașul au simțit lucrul acesta, strada Mahmudiei este strada care este spre destinația Murighiol, unde vin foarte mulți turiști, dar este o stradă îmbătrânită, este o stradă necorespunzătoare atât din punct de vedere al trotuarului, dar și al străzii, este din piatră cubică și pe alocuri chiar din piatră de rău. Deci această stradă va suferi îmbunătățirea, toată infrastructura de care are nevoie, inclusiv extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și gaz. Dar mai vorbim și de strada Eternității, de strada Babadag, de strada Isaccea. Aceste străzi vor fi asfaltate prin acest program. Un alt proiect în care eu m-am implicat foarte mult este un program care privește relaxarea cetățenilor. Se adresează celor care doresc să-și petreacă timpul liber relaxat și într-un mod sigur și decent. Este vorba de un picnic ecologic care se va realiza la lacul Ciuperca. De altfel, este dat deja ordinul de începere a lucrării, se văd mișcările de acolo, cumva cum se vede și în spatele nostru, că au început lucrările de modernizare a falezei. Toate aceste proiecte sunt cu siguranță în beneficiul tulcenilor, și atunci am să vă întreb, atunci când veniți și vorbiți despre proiectele viitoare, care sunt proiectele la fel de suflet pe care vreți să le aduceți în Tulcea și cum credeți că poate fi dezvoltat acest oraș? Păi, proiectul de suflet al meu este Tulcea.
Iar, deci nu aveți un proiect anume, ci tot orașul, tot municipiul orașul, este da, proiectul de și SF. Are foarte multe componente, avem foarte multe lucruri de făcut în Tulcea și pentru tulceni, pe absolut toate domeniile de activitate sau pe... Mie unor mi se pare că Tulcea a cam stat în loc în ultimii ani, în ultimii 16 ani poate chiar. Nu știu cum văd tulcenii chestia asta, atunci când mergeți pe teren și discutați cu oamenii, oamenii sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în oraș? Nu, categoric nu. Oamenii sunt profund nemulțumiți, simt și ei involuția orașului nostru. Fac comparație, cum a spus la început, cu Clujul, dar se spune că nu ne comparăm cu Clujul, dar ne putem compara cu alte orașe care sunt la nivelul nostru, mă refer ca și număr de populație. Și are, orașul nostru are nevoie de suflu nou, clar. Cu siguranță, iar atunci când vorbim de Tulcea, ne gândim în primul rând la evenimente, la turism. Cu ce puteți să ajutați dezvoltarea din acest punct de vedere? Cum puteți implica dumneavoastră și primăria în general pentru a încuraja astfel de decizii, până la urmă, care duc la creșterea turiștilor, astfel încât Tulcea să nu fie doar locație prin care se trece, ci o locație în care stai, petreci o vacanță? Este foarte important să creăm foarte multe evenimente. Și slavă Domnului, noi avem o infrastructură care poate să asigure, de exemplu, foarte multe locuri de cazare. Da? Ați observat că avem foarte multe hoteluri în orașul nostru și nu numai, adică ne putem duce și în aval de Tulcea să apelăm, de exemplu, la localitățile apropiate nouă care sunt deja în delta Dunării. Evenimentele culturale, sportive și nu numai, ele sunt cele care atrag turiștii. Dar de orice gen de eveniment cultural, adică nu trebuie să ne limităm la anumit tip de evenimente. În ultimul timp în Tulcea chiar nu au fost astfel de evenimente, nu s-au creat și din păcate ne-am limitat la aparițiile ansamblului nostru artistic, care este unul extraordinar și recunoscut național și internațional, dar nu este suficient. Adică lumea vrea să vadă și altceva și vrea să participe și la altceva. Și mai cu seamă că avem foarte mulți tineri minunați care își doresc altceva de la oraș și de la primar. Ați vorbit de tineri. Care credeți că sunt nevoile lor? Ce le spuneți celor care, eu știu, au de la 15 la 25 de ani și ar vrea să nu plece din Tulcea, ar vrea să-și găsească aici poate și un loc de muncă, să se bucure de ceea ce văd în alte orașe, chiar la ei acasă? Acum, din păcate, noi nu avem un centru universitar și este destul de dificil să creăm un astfel de centru. Dar mă gândesc că o universitate ar putea să deschidă aici o ramură, un domeniu, cel legat de protecția mediului. Pentru că noi ne aflăm într-o rezervație a biosferei Delta Dunării unică în Europa și categoric are nevoie de foarte mulți specialiști. Mă gândesc că am putea să atragem un astfel de domeniu, să creăm o grupă, de ce nu, de protecția mediului. Tinerii nu au locuri unde să-și petreacă timpul liber și de foarte multe ori îi întâlnim în locuri ciudate ale orașului, retrași în zone care nu sunt clar corespunzătoare. O primărie se poate ocupa de, eu știu, ridicarea unor noi parcuri, poate dezvoltarea celor actuale și așa mai departe. Da, e adevărat de lucrul acesta. Să știți că în acești 4 ani, de când sunt viceprimar, m-am preocupat de lucrul acesta și chiar dacă de foarte multe ori s-a spus ok, ai făcut 2 terenuri de sport și tot lauzi cu ele, totuși în acești 16 ani... Sunt cu 2 terenuri mai mult decât cele care nu existau deloc. Sunt cu 2 terenuri mai mult decât cele care nu existau. Unul din terenurile de sport l-am identificat într-o zonă a orașului nostru, într-un cartier 3, zona Chiparosului, care era efectiv în paragină. Și pentru că eu, practic din prima lună de când am devenit viceprimar, am fost permanent în contact cu cetățenii. Am mers pe teren, am intrat în contact cu ei. Am luat alături de mine echipa de consilieri locali, ne-am dus în zonele, ne-am dus la ei acasă să vedem care sunt problemele. Am intitulat acest demers Pulsul Cetății,
Iar din discuțiile cu ei au reieșit foarte multe necesități, iar eu am încercat să le pun, să le rezolv și să le pun în practică. Deci mă refer la acest teren de sport, care este unul modern, cu suprafață corespunzătoare de protecție, de care se bucură foarte, foarte mulți tineri și trec de deseori pe acolo, tocmai pentru că vreau să-i văd că se bucură de acel teren și că își petrec timpul liber altfel decât și l-ar fi petrecut dacă nu era acest teren. Apoi mă refer la locurile de joacă pentru copii, pentru cei mici, nu vorbim de cei de peste 15 ani, pentru că și ei sunt importanți. Foarte multe locuri erau într-adevăr într-o formă degradată. Am îmbunătățit jumătate din locurile de joacă și continuă această investiție, pentru că fiecare loc de joacă trebuie să fie unul decent, primitor și să fie în siguranță copilul care își petrece timpul acolo. Sunt la o parte tinerii și copiii și bătrânii din Tulcea au nevoie. Cum vă adresați lor? Care sunt proiectele cu care îi vizați chiar pe aceștia? Da, am avut dese întâlniri cu acest segment de cetățeni. Am rămas surprinsă că au solicitări sau pretenții foarte mici. Își doresc un loc în care să se întâlnească și unde să-și povestească probabil problemele sau să mai schimbe rețete, mă refer la doamne. Ei își doresc un loc în cartierul lor, pentru că noi nu avem decât un singur loc pe faleza Deltei Dunării, un loc în care se întâlnesc. Și își mai doresc anumite facilități, de exemplu, la mijlocul de transport în comun. De altfel, acest serviciu de transport, de mijloc de transport în comun, cumva este cel mai mult destinat acestei categorii de cetățeni și elevilor și platforme industriale, ce mă refer la cei care lucrează la șantierul naval. Dar seniorilor, eu am fost un partener și sunt în continuare un partener al seniorilor și pentru ei avem un program, în primul rând să reglăm o nedreptate privind acea platformă de acordare a tichetelor de transport în comun și aceste puncte de întâlnire în cartierele din orașul nostru. Am identificate, de exemplu, centrale termice dezafectate pe care le putem transforma atât pentru seniori, dar și pentru tineri. Un fel de săli în care, nu știu, de unde să aibă poate jocuri, poate ziare. Absolut. Sau Absolut. Lucruri pe care, un televizor unde pot urmări împreună, poate un film. Exact. Sau exact. Emisiuni. Da. Exact. Aș vrea să discutăm puțin și despre un alt segment. Poate zic eu, unul dintre cele mai importante. Ca și primar, trebuie să ai grijă de sănătatea oamenilor, trebuie să ai grijă de educația oamenilor și de felul în care arată, eu știu, străzile, eu știu, infrastructura la modul general. Și atunci, referindu-ne la unul dintre aceste aspecte, la educație, începe școala în scurt timp, vor fi probleme generate de pandemie și atunci, cum vedeți gestionarea acestor probleme pe de-o parte, dar și dezvoltarea a ceea ce înseamnă educație în Tulcea? Ați spus că nu există mediul universitar, nu știu, dar pentru preuniversitar, ce faceți acolo sau ce aveți de gând să faceți acolo? Da, este o perioadă critică pentru noi toți și mai cu seamă pentru părinți care sunt nevoiți să-și trimită copiii la școală, la grădiniță, la creșe. Este o nesiguranță, din păcate, nici guvernul nu ne ajută cu măsuri concrete. Nu sunt în sprijinul autorităților publice locale. Practic, de la începerea acestei pandemii, guvernul ne-a încărcat. UAT-ul trebuie să facă mai multe restricții, mai multe obligații din partea noastră, dar fără să ne sprijine, practic în niciun fel. Mă refer aici, de exemplu, la persoanele care erau izolate ca urmare acestui virus. A trebuit să avem grijă de fiecare persoană izolată. Guvernul a zis trebuie să aveți grijă, dar nu s-a întrebat dacă unitățile administrative teritoriale au sau nu sursele necesare pentru lucrul acesta. S-a bazat mai mult pe voluntari, poate, decât pe... Pe voluntari sau poate pe faptul că cetățenii sunt destul de
de receptiv sau poate că rabdă foarte mult, dar nu este normal lucrul acesta. Așa este și cu școala. Începem școala. Profesorii sau diriginții sau directorii de școli insistă pe lângă consilierii locali care fac parte din consiliile de administrație, insistă pe lângă ei și ne cer ajutorul. Ne-au făcut repetate adrese, vă rugăm să ne ajutați, vă rugăm să ne sprijiniți, vă rugăm să ne dați. Este foarte greu să răspunzi, să răspunzi acestor solicitări dacă nu e sprijinit și de la guvern. Avem un buget care nu este foarte generos, nu este nici sărac, dar anul acesta a fost destul de greu. De exemplu, am propus în Consiliul Local în luna martie să renunțăm la toate sumele destinate zonei de cultură, de exemplu, sau cele destinate petrecerilor de zilele orașului și alte evenimente de acest gen, și am redirecționat acești bani către Spitalul Județean. Prin acești bani s-au achiziționat cele necesare zonei de ADI la urgență. Dar, bun, mult puțin nu știu, dar a contat foarte mult. Cred că și acum este momentul ca noi în Consiliul Local, acum cât mai putem, poate chiar în luna aceasta care este la sfârșitul lunii, să găsim alte surse, să încercăm să întindem puțin alte lucrări care încă nu s-au pornit și să găsim niște resurse să oferim copiilor măcar o mască pe zi pentru fiecare copil din municipiul Tulcea. Bun. Un alt subiect în care aș vrea să intrăm este legat de echipa alături de care veți candida. Nu există primar care să nu aibă nevoie de o echipă de consilieri care să-i fie alături, să voteze proiectele, să susțină, să vină cu idei și așa Corect. Mai departe. Și aș vrea să vă întreb ce fel de oameni v-ați adus alături. Știu că aveți o parte dintre consilieri sau, știu, oameni care au fost deja consilieri, dar aveți și mulți oameni noi, oameni da. Care nici măcar n-au făcut politică exact. Înainte. Cum i-ați adus aproape și cum i-ați convins să vi se alăture? Am considerat că este foarte important să păstrez în echipa mea și dintre consilierii cu experiență, nu neapărat că cei care nu se regăsesc nu au avut o activitate bună în Consiliul Local, am convenit de comun acord că o parte dintre ei trebuie să se retragă, tocmai pentru a veni cu o echipă nouă, o echipă care, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu fac parte din spectrul politic. Evident că trebuie să facă parte din formațiunea politică pe care o conduc la nivelul municipiului Tulcea, dar sunt oameni veniți din diferite domenii de activitate, care au excelat în profesia pe care o au și de care sunt foarte mândră. Pot să vă povestesc despre un coleg pe care m-a onorat să-l am alături pe echipa de consilieri locali, care de foarte mult timp mă suna și îmi spunea, eu consider că ar fi bine să faceți lucrul ăsta sau uitați, am o idee, ar fi minunat să facem asta pentru copii. Sau ce se ocupă? Ce este inginer structurist, este singurul din orașul Tulcea în singurul domeniul inginer. Acesta. Da. Și ați reușit să-l aduceți aproape dumneavoastră? Și am reușit să-l aduc pentru că am văzut că are foarte multe idei și inițiative și atunci am zis, ok, ești foarte bun, vino alături de echipa noastră. El a zis, eu aș veni, eu vreau să fac pentru comunitate. Dar nu-mi place să mă amestec în povestea asta politică. Ok, tu ești apoliticul echipei noastre, dar trebuie să te implici în viața de zi cu zi a orașului. E foarte determinat și este zilnic, ne întâlnim și are o grămadă Veți de idei. Veți tineri totuși, bătul ce are nevoie de voci, de oameni care sunt tineri și care vin cu inițiativă, vin cu idei pentru oameni și care fac toate aceste lucruri, să pară, cum să spun, să nu fie doar ceea ce vedem în alte orașe din vestul Europei sau chiar din vestul României, să le aducem aici la noi acasă, ca să zic așa. Oamenii ăștia tineri, eu știu, cum sunt priviți atunci când mergeți cu ei pe teren, să zic așa? Foarte mulți dintre cetățenii cu care noi ne întâlnim pe stradă sau cei pe care ne abordează pe rețeaua de socializare sunt foarte încântați. Am văzut reacții extraordinare la adresa lor și am fost și eu plăcut surprinsă să văd lucrul acesta.
Avem, de exemplu, un coleg tânăr care este medic veterinar, care s-a întors în Tulcea și tatăl domniei sale este tot medic veterinar, este foarte cunoscut în Tulcea și are niște proiecte minunate pentru cei care sunt iubitori de animale. Tot așa s-a născut coptarea lui alături de mine, pentru că în proiectele mele pe care eu le-am avut în acești 4 ani de zile, de exemplu, pot să vă zic că am inițiat proiectul Târgul de Adopții pentru Câinii Comunitari. Au fost vreo 7-8 ediții, acum cu pandemia ne-am oprit, ultimul a fost anul acesta, în februarie. Iar el a văzut un partener în mine, a venit deschis, mi-a dus câteva solicitări, câteva completări, sugestii și atunci l-am întrebat dacă vrea să facă parte din echipa noastră. Echipa nu este o echipă a Partidului Social Democrat, nici n-ar trebui să fie, de fapt, echipa niciunui partid politic, ar trebui să fie echipa tulcenilor, care merg acolo ca să facă lucruri pentru tulceni, până la urmă pentru noi, că și noi facem parte din comunitatea aceasta și noi suntem cetățenii acestui oraș. Ne apropiem de final, dar vreau să vă întreb la final un lucru despre care nici nu v-am spus că o să discutăm. E o întrebare surpriză, nu e o întrebare capcană, e o întrebare surpriză și aș vrea să vă întreb pentru că este un subiect despre care s-a discutat acum câțiva ani la Tulcea. Dumneavoastră ați fost una dintre persoanele publice care s-a asemnat pentru acea inițiativă împotriva penalilor în funcții publice. Da. Și asta m-a surprins. Pe de o parte, pentru că faceți parte dintr-o formațiune care este cunoscută, că a avut în conducere la un moment dat persoane care au avut probleme penale. Și atunci, semnătura noastră pe acea inițiativă a însemnat nu că vă distanțați de formațiunea din care faceți parte, de departe, nu e vorba despre asta, dar că sunteți pentru un sistem nou care să nu aibă oameni corupți, oameni care să aibă tinichele de coadă, cum se spune. Da. Cum priviți acum la 2 ani toată această inițiativă, care din păcate nu a fost pusă în aplicare încă, dar pe care a susținut-o și pe care, nu știu, sunteți încă în măsură să spuneți că susțineți această idee? Categoric, da. Da. Demersul pe care l-au făcut cei de la formațiunea politică, mie mi s-a părut unul foarte fair play și foarte corect. De aceea am și semnat pentru această inițiativă. E adevărat că eu nu am făcut public lucrul acesta. În schimb, nu am aflat ca jurnaliști, am aflat schimb, de acest lucru. Au avut grijă colegii din celelalte formațiuni politice să-l facă public. Lucrul acesta mi-a atras foarte multe probleme din punct de vedere politic, pentru că, sigur, nimănui nu a convenit lucrul acesta. Am pus în dificultate, e adevărat, și organizația județeană și pe domnul președinte Horia Teodorescu, dar știu că a fost o discuție și la nivel național acest lucru, de ce am semnat această moțiune. Pentru că mai există și oameni verticali, poate. Eu sunt un om vertical și sunt categoric, da. Oamenii care au probleme cu justiția, oamenii care au probleme cu corupția, nu au ce să caute în niciun domeniu de activitate. Cu alte cuvinte, dacă DNA-ul te ia și te duce și te plimbă puțin cu Duba, poate ar trebui să te mai retragi. Și nu vorbesc numai de, eu știu, de domnul primar actual al municipiului Tulcea, ci vorbesc în general de oamenii care, eu știu, au probleme penale de o natură sau alta. Cel puțin oamenilor cărora li s-a dovedit că au avut probleme cu legea, categoric nu au ce să caute în domeniul acesta, nici în administrație publică locală, nici centrală și nici un alt domeniu care este legat de public. Eu chiar apreciez și sunt convins că și tulcenii apreciază această idee. Faptul că ați semnat și faptul că susțin aceste lucruri arată mult despre felul în care gândiți. La final aș vrea să vă uitați în cameră, să vorbiți cu tulcenii și să le spuneți, eu știu, unul sau două motive pentru care atunci când merg la urnă să se gândească bine și poate să pună ștampila pe numele dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Luca Andaluzia, am 49 de ani. Sunt de profesie inginer și candidez la funcția de primar pentru că îmi doresc pentru acest oraș, pentru orașul nostru, pentru dumneavoastră, să trăim într-un mediu curat, într-un mediu iubit și într-un mediu dezvoltat.
vă invit la vot pe data de 27 septembrie să susțineți echipa condusă de mine. Doamna viceprimar și poate viitor primar, de ce nu, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația la noi în emisiunea la Tulcea News. Aș vrea să vă urez succes în toate demersurile pe care le veți face în perioada următoare și tulcenilor să le urez să-și aleagă foarte bine un primar pentru următorii 4 ani, pentru ca orașul să se rupă cumva de modul în care a stat atâta timp și să progreseze. Mulțumesc! Eu chiar am simțit în ultimul timp că tulcenii deja au opțiune și aceea sunt eu. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea în care am încercat să descoperim un candidat dincolo de partid, dincolo de chestiunile politice, să vorbim puțin despre administrație, de ce nu, să vorbim despre ideea asta de proiecte bine puse în aplicare și despre cum se poate dezvolta un municipiu precum Tulcea. Eu sunt Adrian Boioglu și vă urez o zi mai bună!